Considerăm că cu noi de zi, dacă aveți ceva observări, observați la ordinea de zi. Dacă nu supun la vot ordinea de zi, vă rog, este pentru. Vă mulțumesc. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale ale ședințelor anterioare, respectiv 16 februarie 2023, ședință ordinară, dacă nu, cine este pentru? Mulțumesc. Ședința extraordinară din 28 februarie 2023. Cine este pentru? Mulțumesc. Și ședința extraordinară din 1 martie 2023. Cine este pentru? Mulțumesc. Intrăm în ordinea de zi. Are cuvântul domnul secretar general pentru o prezentare referatul de aprobare la urmarea lansării bidului dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale al Universităților de Învățământ la Universitate și al Universității de Servise. Municipalitatea vizează obținerea de fonduri reforsabile pentru asigurarea dotării pentru serie de clasă, trei universitare, laboratoare și ateliere școlare din Universitățile de Învățământ, scopul care intenționează să depună cele de finanțare în acest sens. Față de cele arătate, vă rog să analizați și aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnul secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Va juca aviz de Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 3. Favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții de marginea proiectului. Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 2. Pot, dacă toată lumea e pentru, nu? Proiectul numărul 2, domnul secretar. Potrivit prevederilor legale în vigoare, mandatul membrilor Consiliului de Administrație poate fi revenit ca urmare a unui proces de evaluare dacă primarul de înființare nu se dispune altfel. În acest caz, evaluarea administratorului în funcție care se liște prevederea mandatului se efectuează de către autoritatea publică titulară prin comisia de selecție sau structura de guvernanță corporativă din tot caz. Evaluarea membrilor Consiliului care se liște revenirea mandatului constă aprecierea sistematică, rigoroasă, transparentă și de bune practice a membrilor Consiliului care solicită renoirea mandatului înfăptuită de către Comisia de Selecție. Având în vedere cele prezentate, vă supunem spre aprobare și dezbatere proiectul în care am prezentat. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Aviz favorabil cu majoritate. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Favorabil cu majoritate. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnul Dumnezeu. Eu ar trebui să mulțumesc prima pentru proiectul ăsta, dar nu știu cui. L-ați făcut exact după amendamentul pe care l-am făcut la ședința precedentă, doar că data trecută nu mi-ați acceptat amendamentul. Asta e viața, nu? Asta înseamnă că am libertate. Mulțumesc. Și datorită unei omisiuni, fiindcă proiectul trecuse, că era prin majoritate simplă, era 50+1, era 8 voturi pentru, 7 împotrivă. Chiar 9. Și chiar 9 pentru. Dar e mai bine așa, ca să ce este legal și ce este corect să se menționeze. Vă rog. Încerc scuze, domnul președinte. La o ședință anterioară, când s-a discutat de proiectul ăsta, se vorbea despre faptul că poți să fie prelungit de 5 ori, 5 mandate. Da. Prin statut înțeleg că doar o singură dată se poate face prelungirea. Nu. Legea spune de 5 ori, poate să fie în Consiliul de Administrație de 5 ori, dar la diferite. Eu știu de la domnul Gheraru că, prin statut, spune că o singură dată se poate prelungi mandatul. Aș vrea să vă răspund eu, pentru că e filmată și că mi-asum ceea ce spun. Conform actului constitutiv în vigoare al DPP-ului, da, ultimul act depus la judecătorie, un administrator are dreptul la 5 mandate. Da? De asta am zis data trecută, 20 de ani. În care eu n-am știut ca și voi pregătit cu copii de pastul constitutiv. Eu discuția am avut domnul director Blidaru și el a spus, eu merg pe ce a spus dânsul. Acum, da, la următoarea ședință, am să-i cer și... Dar nu stă în picioare chestia asta că se poate prelungi mandatul doar o singură dată, pentru că până acum nu a fost așa.
nu știu cum a fost, până acum. N-a fost așa, are dreptate. Are cum să fie așa. Domnul Blindaru așa mi-a spus că el o mărăședință și a zis că prin statut nu poate prelungi decât o singură dată. Foarte interesantă chestia asta. Dacă voi face copii după actul constitutiv, data viitoare vă aduc și data viitoare îi uităm și pe domnul Vitar, o să discutăm cu domnul Vitar. Că eu cred, consider că e gravă treaba asta, dacă dumneavoastră v-a zis așa. Da. Dacă îmi permiteți, vreau să subliniez un cuvânt în toată această conversație pe care au avut-o colegii mei anterior. Vorbim de prelungire. A nu se înțelege că... Renoire. Da. S-a folosit și prelungire, s-a folosit și reînnoire, care pentru mine, ca ceea ce vreau să transmit, este o chestie ce este similară. Reînnoirea cu prelungirea. Noi, faptul că ocupă o persoană mai multe mandate acea funcție, nu înseamnă că a fost reînnoit sau că a fost prelungit. Are dreptul să dea un concurs pe care să-l câștige, nu are o interdicție de a ocupa funcția. Vorbim de prelungire și de reînnoire pe care pot avea o conotație specifică și aici trebuie să fim atenți la ceea ce spunem. Mulțumesc. Da. Domnul președinte? Vă rog, domnule. Exact despre asta a fost și amendamentul meu și toate astea a făcut. Să scoată mandatele pe masă și să dea concurs. Mulțumesc, domnul Andrei. Asta a zis și eu la tașcut. Asta a zis, domnul. Asta a zis, domnul. Nu-i altceva. Iar chestia asta prin care Consiliul Local, prin intermediul meu primar, este informat o singură dată și dacă asta o spune managerul în funcțiunea TPP-ului, e o chestie analită de rapă. Da, mulțumesc. Punctul 3, probleme de interes local devine punctul 6, fiindcă scuzați-mă. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Împotriva 5. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 4, domnul secretar, vă rog. Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești asigură servicii medicale pentru număr estimativ de 300.000 de pacienți pe an, care vin în întreg județul Bacău, special din partea estică a acestuia. Datorită multitudinii de specialități pe care le oferă, precum și dotărilor specifice de care dispune. În acest context, numeroase cazuri grave ajung la spital cu ajutorul elicopterilor SMUR, care în prezent aterizează pe stadionul de energie. Deoarece distanța de la terenul de fotbal și până la accesul carosabil nu se poate realiza auto, ci doar prin transportarea directă a tărcilor cu pacienți, solicită realizarea unui heliport amenajat special cu toate măsurile de siguranță necesare. Față de cele arătate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Favorabil și la 4. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu aveți observații, îl pun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul. Tot. Proiectul 5. Zilele veteranilor de război se servează acum pe data de 29 aprilie, dată stabilită prin hotărâre de guvern. Pentru a marca această zi, ca apreciere față de veteranii de război, vădurile de veteranilor și vădurile de război, ce lucrezi în Municipiul Onești, se propune acordarea unui ajutor financiar în valoare de 1.000 de lei pe stat. Față de cele arătate, vă rugăm și la analizați să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Asemenea. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Da. Dacă nu aveți, cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul 6. Înainte de a trece la proiectul 6, aș vrea să fac o precizare importantă. Acum mi-am adus aminte și îmi cer scuze și David de
modul de eliberare a voturilor, pentru că înțeleg că la ședința anterioară au fost anumite probleme. Rezultatul votului îl anunță președintele de ședință, nu secretarul general. Nu, secretarul general, potrivit articolului 123.4 literatul din codul politic, are obligația să prevadă atât de minuta ședinței, cât și în procesul verbal al ședinței. Ca să nu mai fie de lumea. Da, mulțumim. Pentru realizarea, proiectul 6, pentru realizarea unor insule ecologice digitalizate cu funcționalități similare, la un nivel calitativ corespunzător, achiziția de bunuri se va realiza centralizat de către MMAP. În acest sens, la momentul semnării contractului de finanțare între minister și domnul beneficiarii, se va semna un acord de asociere de autoritățile contractante în conformitate cu legislația națională în domeniul achizițiilor publice. Astfel se impune aprobarea acordului de asociere a municipiului Ionești cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru derularea procedurilor de achiziție publică pentru insule ecologice digitalizate în vederea implementării proiectelor aferente de investiții menționate anterior. Față de cele expuse, vă rugăm să analizați aprobarea voastră de vădere în vederea să se mulțumesc, domnul secretar. Raportul de specialitate la procesul de hotărâre a fost prezentat. Discuții pe marginea proiectului. Da, aveți comisia numărul 1? Aveți favorabil. Comisia numărul 4? Favorabil. Mulțumesc. Discuție? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În unanimitate? Tu. Proiectul a trecut. Domnul secretar, n-am făcut datoria. Da. Ultimul punct, probleme diverse de interes local. Da, dacă aveți autoconstituție... Păi nu, aia e prevederea legală, că mandatul se poate prelungi pe maximum 4 ani, poate să fie și mai mult de 4 ani. Păi da, maximum 4 ani. Noi așa, când vor contractul, zice de câte 4 ani, dacă îl dai afară mai departe. Acum, sincer, de cum de vedere, în opinia mea, eu achiesez la ceea ce a spus și domnul consilier mai devreme. Într-adevăr, mandatul unui administrator poate fi maxim 5 mandate, dar pentru renumire, un singur mandat, ceea ce înțeleg de altă constituție, l-am studiat, îmi spune pentru maxim 4 ani de zile. Mandatul se duce maxim la 4 ani de zile. Adică maxim 4 ani poate fi și un an? Da. Da, poate fi și un an. Poate fi renumire, poate fi noastră stabiliți. Da. Păi mandat. Tu ai o înțelegere de contract cu el dacă peste un an pleacă? La articolul 17, alinea 2, vă rog, verificați, domnul primar, Este cert că trebuie să studiați actul constitutiv, în mod normal, în altul trebuie să-l cunoașteți foarte bine, faceți parte din urmă. Dar nu este menționat în el. Când dai afară? Este mandatul de 4 ani. Îi plătești toate datoriile? O prelungire și numele? După 6 deputați. Pe capul? Nu putem mai fi. Chiar la început, dacă nu înșelă, nu ne putem da seama. Acolo, înainte de numirea administratorilor, este un aliniat 2, în care spune că mandatul poate fi rămit o singură dată pentru maxim 4 ani. E prevedere din statut, dar nu păi, avem pagina întreagă să vedem articolul. Nu e, că nu s-a procedat așa. Deci noi, asta a fost schimbat înainte, în 2020, că din 2020, când am mandat domnul, s-a mandat ce vreți. Eu avem ce fac și n-a fost așa. Și-am zis, cu tine. Asta ce-s mai bine când s-a schimbat statutul? Păi, nu, că de când s-a înființat, le uităm mandatul. Posibil. 2012, parcă s-a înființat, nu? Da. Ce se zice? Da. 16. Mulțumesc. Ultimul punct, probleme de interes local diverse. Vă rog dacă îți scrieți numai, dacă aveți o problemă. Așa că eu știu. Vă rog, domnul. În primul rând, cred că ar trebui transmis celor de la Braja să găsească o soluție în ceea ce privește situațiile acestea în care nu există apă în oraș. În cartier nu avem niciodată apă cu program, deci în momentul în care sunt avarii, cartierul nu are deloc apă. Știm foarte bine că mai bine de 3/4 din locuitorii cartierului nu au fântâni curte. Eu stau în cartier și am avut și am putea fără oprire. Dacă stați în partea de jos, în partea de sus, toată zona de 6 martie, deci vă spun că nu are nimeni apă. Poate nu vine cu presiune. Nu curge deloc.
Adică... Nu discutați de cartierul dumneavoastră. Da, partea de sus a satului, probabil că din Benamonte, nu știu cum aveți dumneavoastră, dar stați în partea aia, acolo, la intrare în cartier și probabil că mai ajunge. Deci în partea de sus a cartierului nu este niciodată apă. Partea de jos, poate. Nu vei cartier Bucăș, da? Da, sus. Sus, jos. Sus, e satul catolic, e ideal. Depinde cum e jos. Munte, da. 6 martie. Exact. Zona de sus, mai, zona de sus. Nu, nici colegul meu, adică nu există apă și, cum să zic, am primit mesaje destul de multe și nu-i prima dată, se întâmplă de fiecare dată și cred că totuși ar trebui ca cei de la Raja să se gândească să găsească o variantă, nu știu. Probabil presiune, da. Dar, în fine, nici când nu era apă câte două săptămâni, cartierul n-avea deloc, adică în oraș se mai dădea câte două ore seara, dar în cartier nu ajungea niciodată. Adică cred că se plătesc aceleași taxe și impozite, cred că ar trebui să beneficieze și ei de aceleași condiții. Tot pe cartier, mai am o chestiune, îmi pare rău că nu este domnul viceprimar în sală, că știu că dumneavoastră urmărea chestiunea asta. Am atras atenția la starea carosabilului de la... Între porțiunea de la Biserica Catolică până la pod. Este toată intervenția celor de la Raja. Știți cum s-a făcut, că ați fost și ați văzut, că ați comentat-o, cred că, la fața locului. Am solicitat în nenumărate rânduri să vină și să remedieze într-un fel, dar n-au făcut-o. Motiv pentru care cred că ar trebui făcut o adresă către ei să vină și să... Pentru că e chiar catastrofală situația carosabilului acolo. Adică se îngustează foarte mult și este și zona grădiniței, unde este extrem de aglomerat. Cred că ar trebui totuși, măcar din respect pentru copiii aia care stau în zona respectivă, și parcarea înfiorător de greu de realizat în zona respectivă, o adresă către Raja sau, nu știu, comunicați cu ei să vină și să trimită pe cei de la Laurențiu Haș să-și finalizeze, tot ceea ce se întâmplă în zona respectivă. Am mai solicitat de asemenea prin adresă scrisă, dar o fac și în... prin diverse acum, procesul verbal al ședinței Comisiei de Circulație, prin care s-a stabilit modificarea sensurilor de circulație în zona de sus a orașului. Și de asemenea, vă rog să-mi puneți la dispoziție toată procedura de achiziție pentru băncile care au fost achiziționate în luna trecută, nu știu cum s-a făcut achiziția. Eu n-am găsit-o pe pagina primăriei, trebuia să o găsesc, probabil. Nu știu ce n-am găsit procedura de niciun fel de mențiuni legate de procedura de licitație. Chizia mea de solicitare de față din Comisia de Circulație a ajuns la mine și a fost direcționată către Secretariatul Comisiei de Circulație, respectiv Direcția de Poliție Locală. Și urmează, probabil, în termenul legal să primeți răspuns. Da. Legat de remedierile drumurilor în urma intervențiilor Raja, toată săptămâna am avut discuții pe tema asta și am stabilit graficul de lucrări. Noi abia după, de pe data de 15 martie, conform ordinului ISC, putem să asfaltăm. Se fac ultimile verificări la stația de asfalt și dacă totul, eu sunt 99% sigur că miercuri vom începe să asfaltăm. Avem grafic de lucrări pe fiecare străzi în parte. Pentru următoarea lună, cel puțin zi de zi, știm exact ce avem de făcut. Vă putem pune și la dispoziție graficul pe fiecare zonă cum se intervine. Și azi am avut întâlnire din nou cu reprezentanții Raja, Laurențiu Haș, asta a fost și reprezentantul Socot, la discuție pentru a punta trei firme care au intervenit pe carosabil și fiecare răspunde pentru partea lui, bine, sub umbrela Laurențiu Haș, dar fiecare, ne-am întâlnit cu fiecare în parte. Eu zic că într-o lună orașul va arăta în proporție de 90% remediat în urma acestor lucrări. Referitor la procesul verbal,
cu siguranță. Este un proces verbal, de-l va pune la dispoziție. Dar să știți că în acea ședință de comisie s-a aprobat de principiu reconfigurarea zonei și a fost însărcinat DPP-ul care are administrație drumurile să contacteze un proiectant, să vină proiectantul cu propunerile, nu comisia a hotărât că acolo faci sens, dincolo pui scop sau... ci să contacteze un proiectant și proiectantul să propună pentru fiecare zonă fluidizarea traficului, crearea de noi locuri de parcare, că pe lângă fluidizarea traficului s-a dorit crearea de noi locuri de parcare. Dacă ați văzut pe Călinescu, deja ieri s-au trasat parcările conform proiectului, scopul acelor locuri de parcare cel mai important este că în aproximativ o lună, zic eu, doamna Irina poate mi confirma sau vom începe reabilitarea zonelor pietonale în zona pe Emil Rebreanu, partea cu Călinescu. Pe partea cu Călinescu, pe Emil Rebreanu, se parchează în spațiu verde, fiecare și-a împropit câte o parcare, a mai turnat un metru cub de beton, nu arată deloc cum ar trebui să arate, plus că acolo va veni trotuar cu pahar, bordură înaltă, nu vor mai putea urca pe spațiu verde. Și atunci le dăm o alternativă prin parcările de jos. Întorcându-se de la bordură în spic, s-au dublat numărul locurilor de parcare, cum mai bine cei din spațiu verde vor putea parca civilizați, vor avea locuri de parcare. Și în toate zonele, asta s-a avut în vedere în momentul în care s-a făcut regândirea zonei de sus sau orașului. Fluidizare și crearea de locuri noi de parcare. Dar încă o dată vă spun, în Comisia de Circulație s-a dat un aviz de principiu. Comisia de Circulație nu hotărăște unde se pune un semn, adică nu înseamnă dacă se aprobă în Comisia de Circulație că facem în sensul unic undeva, ăla și a doua zi se poate și implementa. Se merge la proiectant, proiectantul analizează, specialist în proiectant în drumuri și specialist în proiectări în drumuri, după care se merge la, se obține avizul poliției județene, rutiere județene. S-a făcut totul ca la carte. Nu a făcut pompieristic nimeni nimic în zona de sus a orașului. Mulțumesc! Și mai rog, spune că tot ați vorbit că orașul va arăta foarte bine într-o perioadă de timp. Cred că și-am mai spus-o și anterior. Și cred că ar trebui să se ia măsuri în această direcție. V-aș ruga să vă gândiți la o variantă sau la niște adrese pe care să le trimiteți celor care au spații comerciale. Să-și facă curățenie în fața spațiilor comerciale. Deci, dacă stăm și ne uităm, eu nu vreau să dau exemplu în ședința de Consiliu Local. Știm că avem o dispoziție în regulamentul privind în taxele și impozitele locale, care prevede creșterea taxelor și impozitelor locale pentru cei care nu își îngrijesc imobilele. O majorare cu 200%, parcă era așa, nu parcă așa am aprobat proiectul de hotărâre. Deci cred că ar trebui aici să fim un piculeț mai agresiv, pentru că am văzut că există o delăsare totală. Deci oamenii așteaptă să facă doar să vină primăria să aranjeze. Nu, domnule, în fața porții trebuie să-ți faci tu curat. Deci sunt o grămadă de spații comerciale și nu dau exemple. Dar m-am plimbat ieri prin oraș și sunt o grămadă care nu au niciun pic de respect pentru ceea ce au în fața magazinelor. Lucru care nu este normal, pentru că chiar dacă asfaltați, chiar dacă va fi curat în tot orașul, dacă în fața spațiilor comerciale va fi mizerie și nu vor avea grijă de modul în care își expun mărfurile, de ce expun la intrările în magazine sau în fața spațiilor comerciale, tot rău va arăta totul. Cred că poliția locală trebuie să... Da. Mulțumesc frumos, dacă mai are cineva o intervenție. Dacă nu, permiteți-mi să mulțumesc domnului primar, domnului viceprimar și domnului secretar general pentru oportunitatea cu care ne răspund la întrebările puse de noi. Conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, ar putea să răspundă la multe întrebări ședința următoare. Dar nu s-a întâmplat faptul ăsta niciodată. Asta pe de-o parte, iar pe de-altă parte, aș ruga, nu știu, compartimentul juridic sau domnul secretar,
data trecută la o ședință online care a avut loc, eu nu am mai dat și puncturi diverse, discuții, era ședință extraordinară, uitându-mă în regulamentul de organizare al nostru, de organizare și funcționare a Consiliului Local, proiectul ordine zi va cuprinde pentru ședințele ordinare, punctul probleme de interes local, deci numai, conform regulamentului, numai pentru ședințele ordinare, să se specifice într-un viitor regulament și că punctul diverse interes local poate să fie și într-o ședință extraordinară sau într-o ședință de la afurs. Dar să-mi permite să raportați la această chestiune, regulamentul este în lucru, a vrut domnul secretar să-l introduc la o ședință anterioară, însă din lipsa timpului nu am apucat să ne focusăm atenția asupra acestuia. Urmând ca probabil în ședința ordinară din luna martie să-l supunem dezbaterii Consiliului Local, în acest sens o să convocăm o ședință de comisie juridică. Dar cred că ar trebui să fie o comisie, și Comisia Economică să se întrunească, pentru că chestiunile din regulament au implicații asupra tuturor aspectelor economice, juridice, urbanistice. Și cred că ar trebui să ne focusăm cu toții asupra modului în care arată acest regulament, pentru că ședințele de Consiliu se vor desfășura raportat la modul în care arată acest regulament, adică în funcție de modul în care îl... Noi nu mai să avem grijă cei cu specialitate juridică ca el să fie armonizat cu legislația în vigoare. Eu ca și mod de lucru ca acest regulament să fie discutat de fiecare comisie în parte, să vină fiecare cu un amendament, cu propuneri, iar în final președinții tuturor comisiilor se întâlnească să pună de acord asupra formei finale a regulamentului. Foarte bună, mulțumesc pentru sugestie, foarte binevenită. Mulțumesc, dacă nu are ce. Vă rog, referitor la afirmația dumneavoastră, sau mai bine zis la mulțumirile dumneavoastră, de când sunt consilier, am avut o colaborare foarte bună și cu secretariatul și cu, cu celelalte direcții ale primăriei, tot a fost ok. Dar nu trebuie să mulțumim nici domnului primar, nici vice, nici nici secretarului. Ăsta e jobul dumnealor și așa trebuie să și-l facă. Haideți să ne căpăm în capcană care un om își face treaba corect sau așa cum ar trebui să și-o facă și să plecăm cu partea cu mulțumire. Asta e treaba fiecăruia, la fel cum treaba directorilor din primărie când întrebăm același lucru. Trebuie să ne rândească. Mulțumirea e așa, politicoasă, dar nu corect? Da, mulțumesc. Eu m-am referit că, conform regulamentului de organizare. Prevede că ar putea să răspundă și într-o ședință următoare. Dacă îmi permiteți aici, nu sunt de multe ori de acord cu domnul Cincoieșu, dar data asta m-a uns la suflet. Asta înseamnă să ne civilizăm. Nu trebuie să mulțumim pentru nimic din ceea ce facem și nici să felicităm. Când o facem pe banii noștri, fiecare dintre noi este remunerat. Noi avem 830 de lei remunerație lunară. 41. 51. Nu mai știu că nu ajunge sigur. Deci fiecare dintre noi, chiar dacă muncim mai mult, mai puțin, asta este remunerația stabilită. Domnul primar este remunerat să facă treaba pe care o face, nu face din banii lui. Fiecare dintre noi... Da, am o rugăminte către administrație, dacă ne puteți prezenta la următoare și ședință o situație seismică a clădirilor din oraș, instituțiilor și a blocurilor, dacă există așa ceva, și a adăposturilor. Care este situația lor fizică în acest moment? Pentru ședința lor. Mulțumesc. Da. Vă mulțumesc. Da. Dacă nu mai sunt alte de intervenții, permiteți o plecare închisă ședință.